ziua! Bine ați venit la emisiunea Știința Sacră. Sunt Marius Vornicescu și astăzi l-avem invitat pe Sensei Florin Trișcă. Traidan Aikidai. Traidan Aikidai, da. Practicant de Aikido. Aikido, da. Îți mulțumesc pentru că ai venit în emisiune și ne-ai onorat. Înainte de a te lua la puricat și pe tine și tot ce faci și tot sistemul Aikido, care este un sistem absolut fabulos, o să fac o mică introducere, așa cum am obișnuit telespectatorii, cu o mică pildă. Se spune că în India, Mahatma Gandhi, care se traduce prin Marele Suflet, a fost vizitat la un moment dat de o femeie care avea o problemă cu băiețelul. Avea un băiat care consuma foarte multe dulciuri. Deci toată ziua ar fi mâncat dulciuri. Femeia, la un moment dat, și-a dat seama că sănătatea copilului este în pericol și trebuia să facă ceva cu asta. Ea a scos dulciurile, n-a avut niciun efect. L-a amenințat, l-a bătut, niciun efect. L-a dus la doctor, niciun efect. L-a dus pe la fel de fel de vraci, de oameni care se pricepeau în vindecări, niciun efect. Copilul mânca dulciuri. Conștientă de faptul că la un moment dat copilul se va îmbolnăvi, a zis în ultima instanță, voi merge să cer un sfat la Mahatma Gandhi, toată lumea se duce la el, trebuie să-mi încerc norocul. Zis și făcut, a luat băiețelul de mână, s-a dus la Mahatma Gandhi. A explicat toată problema, Gandhi a ascultat și a zis, lasă-mi 7 zile pentru răspuns. După 7 zile, vină înapoi cu băiețelul și cred că voi rezolva problema. Ok. După 7 zile, femeia a venit cu băiețelul, Gandhi ia băiețelul deoparte, îi spune ceva la ureche. Din acel moment, băiețelul nu a mai consumat dulciuri. Mama, văzând asta o zi, două, trei, o săptămână, două, trei, foarte încântată, s-a dus să-i mulțumească lui Gandhi. Dar o rodea ce i-a spus copilul la ureche. Adică, na. Și s-a dus, i-a mulțumit și l-a întrebat pe Gandhi. Ce i-a spus copilului după 7 zile de a renunța la dulciuri? De ce nu i-a spus același lucru din prima zi? Că aici o muncea întrebarea. Iar Gandhi a spus, pentru că am vrut să-i dau un exemplu din experiență proprie. Și atunci a trebuit să mă las eu de dulciuri 7 zile, să văd cum este, ca apoi să-i dau un exemplu personal copilului, ca să fiu credibil. Gandhi a rămas în istorie cunoscut ca un om ce a câștigat un război cu Marea Britanie fără să tragă un glonț, prin non-violență. Și pentru că rămâne un arhetip în direcția asta, o să facem legătura cu o sensei, Morihei Ueshiba, care a fondat o artă marțială absolut unică în lume, tot o cale a non-violenței, și o să te întreb pe tine ce este Aikido. Până la urmă. În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație și o să spun că aceeași pildă ca lui Mahatma Gandhi, ca să se lase de dulciuri, și noi cei care predăm Aikido trebuie să pășim pe cale, să o înțelegem, ca apoi să o putem dărui și altor oameni, copii, femei care doresc să pășească pe această cale, înțelegând foarte bine principiile noi înșine, ca apoi să le putem exemplifica prin conduită proprie, pentru a fi un exemplu de urmat și nu doar din cuvinte. Acum, ca să-ți răspund la întrebare, Aikido este foarte simplu ca răspuns, dar totodată foarte complex ca mesaj. Aikido, ai înseamnă a unifica, a uni, armonie, ki înseamnă energie, iar do înseamnă cale. Calea energiilor unificate sau calea armoniei, poți să-i spui cum vrei. Este o artă marțială non-violentă,
non-competițională, fondată de Morihei Ueshiba, O-sensei, marele învățător, cum îi spun practicanții de Aikido. Arta pe care el a promovat-o a luat, să zicem, o amploare mult mai mare după al doilea război mondial, undeva din 1942 încolo. Până atunci a fost asedimentat, să zicem, cunoștințele dobândite de-a lungul experienței sale. A structurat structurat sub o formă non-violentă, pentru că a ajuns să conștientizeze că este nevoie de o artă a păcii, nu a războiului, ca să poți să învingi un adversar, nu ai nevoie să-l rănești. Și atunci trebuie să fii în armonie cu legile Universului și nu împotriva lor. Da. Puțină lume știe, telespectatorii nu știu toți viața lui Morihei Ueshiba. Tu știi că am practicat 2 ani la Galați. Da. Și citindu-i cărțile, am văzut că el înainte nu era așa. Dimpotrivă, era un personaj foarte dur. Era un personaj foarte dur și datorită faptului că era un om bolnăvicios, era un copil firav, subțire, slab, avea 1,55-1,56, nu era un om foarte înalt, mereu bolnav, se trăgea într-o familie de samurai și tatălui îl dădea la munci grele ca să-l întărească fizic. Da, da. Și el a căutat o cale să devină cel mai puternic și constant căuta să devină puternic prin orice mijloace. Și așa a studiat tot felul de arte marțiale care l-a ajutat să se formeze și ulterior să descopere că, de fapt, puterea nu stă în forță, ci în puterea iubirii, a compasiunii, a onestității, a loialității, principii care noi, astăzi, cei care practicăm, încercăm să le insuflăm și copiilor și adulților deopotrivă. M-a încântat mereu răspunsul lui Morihei Ueshiba când era întrebat de ziariști. Spuneți-ne, ce este Aikido? Era ceva nou pe piață față de alte stiluri marțiale consacrate? Și el spunea mereu cu zâmbetul pe buze, Aikido este iubire. Și bineînțeles că îi bulversa pe toți și cum? Păi am văzut că îi trântești în stânga, în dreapta pe elevii tăi. El spunea, Aikido este iubire. Și mereu cu zâmbetul pe buze, are o figură emblematică, mereu m-a făcut să empatizez cu el de fiecare dată când vedeam filmulețe. Pentru că Aikido nu este încrâncenare. În primul rând, din capul locului trebuie să-ți spun că, și să spun și telespectatorilor, Aikido, nu, cei care practică nu au un adversar în timpul antrenamentului, ci un partener. Un partener în care învață tehnicile mai mecanic la început, pentru ca ele apoi să fie șlefuite și armonizate împreună cu cel care atacă. Și integrate. Integrate. De fapt, este aceeași energie a celui care atacă, doar că este văzută și dintr-o altă perspectivă. Este o continuare a energiei atacului, ca o monedă cu două fațete. Nu vezi doar prima parte în care ești atacat, vezi și cealaltă în care te aperi și invers. Rolurile se schimbă în timpul unui antrenament pentru a înțelege și viziunea celuilalt. Și atunci, ca și proverbul, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, de regulă vezi cam ce ți se poate întâmpla când tu faci rău cuiva. Și atunci, bineînțeles că faci mult bine în timpul practicii și te legi de lucrurile mărunte. Iar partenerul, cel care este în fața ta, este de fapt o oglindă a personalității tale, pentru că scoate la iveală stări și trăiri care te ajută să te dezvolți personal. Iar artele marțiale în general fac asta, nu neapărat Aikido. Aikido este diferit față de toate celelalte pentru că nu caută confruntarea cu celălalt să dovedească forța, puterea, dovedindu-i astfel că el este nimic, zero. Ci este o armonie, iubire, da? Cum ai spus și tu, practica, antrenamentele se fac cu zâmbetul pe buze, nu este încrâncenarea aia violentă în care caut cu orice preț să fac rău cuiva, ci mai presus de toate încerc eu să devin mai bun.
Asta e o... Aikido are o filozofie foarte adâncă în spate, simplă, pentru că înțelepciunea este simplă până la urmă, smerenie este simplă. O sensă era un personaj foarte smerit și la locul lui. Mi-a plăcut asta și cu cât a înaintat în vârstă, cu atât parcă era tot mai din ce în ce mai șlefuit. Partea faină este că puțină lume își dă seama de cât de destructive sunt competițiile, ca să zic anumite sporturi, competițiile. Trăim într-o societate plină de competiții, suntem învățați de mici, chiar de la grădiniță, din școala primară și apoi cu facultăți, în sporturi, aproape toate sporturile au o competiție, să fii mai bun ca celălalt, să-l învingi pe celălalt, să nu fii ca Ionescu sau ca Popescu, să fii mereu deasupra tuturor. Și stăteam și mă gândeam că e adevărat, ai câștigat, să spunem, la atletism medalia de aur, ești cel mai bun și te bucuri. Ai muncit un an de zile, ai câștigat medalia de aur într-un campionat mondial, e firesc. Dar te bucuri pe suferința celorlalți care au pierdut. Lumea nu vede și asta, lumea în general, că sunt și care văd asta. Și atunci, vezi, pe de-o parte un ochi râde, pe de-o parte un ochi plânge, cam poveste, și te întrebi ce e bine, ce e rău, unul se bucură și restul suferă, restul plâng. Asta mi-a plăcut foarte mult în Aikido, că nu există competiție. Da, competiția este cu tine însuți și, de fapt, cei care practică sunt tot mai mulți, un număr tot mai mare de oameni care își doresc să se dezvolte personal, începând de la vârste foarte fragede, căutând competiția, nu reușești să te dezvolți tu, pentru că o să cauți mereu să înviși pe celălalt, cauți punctele slabe. În loc să te uiți la tine, că tu ai foarte multe puncte slabe și să le întărești astfel încât să nu fie nevoie să trebuiască să învingi pe cineva. Fiind tu puternic, nu ai nevoie să te uiți în curtea celuilalt ce face. Îți vezi de viața ta. Oarecum, să zicem, e o paralelă care mereu o spune elevilor. În timpul practicii este unul care atacă, se numește Uke, și celălalt care se apără, se numește Tori sau Nage. Și de cele mai multe ori, cel care atacă, Uke, uită de treaba lui și se uită mereu la ce face Tori. Adică se uită mereu în curtea vecinului, în loc să-și vadă de treaba lui că de-a venit acolo. La fel, când se schimbă rolurile, se întâmplă la fel. Și atunci vin ca lecții și mereu le exemplific prin această atitudine ca ei să înțeleagă și paralela lucrurilor în viața de zi cu zi, atât în practică, pentru că Aikido e un mod de viață și cei care aleg să-l practice, mai ales în zilele noastre, în era modernă, care totul merge pe viteză și lucrurile se întâmplă, în cât timp iau centura neagră? Eu, primul examen, când îl dau? Și nu doar la copii. Se întâmplă și la adulți, la fel. Își doresc pentru că văd că e simplu, pentru că pare foarte simplu și așa și este. Dar, pe de altă parte, este foarte complicat pentru că în momentul ăla e ca și cum s-ar aprinde lumina în baie și te vezi în oglindă. Și de cele mai multe ori nu ești pregătit să vezi ce este dincolo de acea imagine. Și acolo vin trăirile interioare care te șlefuiesc pe tine. În timpul practicii, partenerul, de fapt, te ajută să te șlefuiești. Aikido e foarte simplu și are niște principii simple, dar foarte... E de muncă. La cum ai prezentat Aikido, seamănă foarte mult cu viața creștină, cu... Deja vedeam partea isihastă, asceții, unde ei lucrau foarte mult și puneau accentul pe lucru personal, tu cu tine. Știau că dacă sunt preocupați de vecinul... Așa și este. Principiile care stau la baza Aikido sunt loialitate, curaj, onoare, demnitate, iubire, compasiune, răbdare. Lucruri care le găsim și în creștinism, în ortodoxie, peste tot. Și sunt valori care le promovăm de la cei mici până la cei mai în vârstă.
Și nu contravin cu nicio religie? Nu, cu nimic. Adică poate fi practicată? Aikido se practică peste tot în lume. Sunt 140 de țări de pe toate continentele. Inclusiv în țările islamice se practică Aikido. Nu contravine niciunei religii. Iar practica în sine este, cum am mai spus, dezvoltare personală. Dincolo de marțialitatea artei care, de fapt, te învață să fii disciplinat, să fii disciplinat tu cu tine. Toți suntem de lăsători și de multe ori poate e mai convenabil să stai, să lenevești și să... Am muncit astăzi mult și acum merit și eu un pic de odihnă. Și mereu starea asta se perpetuează și ajungi la un moment dat să nu mai faci nimic. Pentru tine. Uh-huh. E greu. Cel mai greu este să ieși din casă. Așa le spun mereu elevilor. Cel mai greu este să ieși din casă. Odată ajuns la dojo, oricât de dojo fiind locul unde se caută calea și se practică Aikido, orice stare avea de acolo, pleci cu zâmbetul pe buze și pleci bucuros și fericit, epuizat și fizic, pentru că Aikido este foarte dinamic. Să nu creadă lumea că doar vorbim, ci se practică. Vorbele sunt de fapt în spatele muncii fizice. Fizicul antrenează corpul ca să armonizeze cu mintea și cu spiritul. Ele merg împreună, nu pot coexista una fără cealaltă. Și nu poți să te antrenezi în fizic foarte mult, ceea ce se întâmplă în multe arte marțiale, fără să mergi și spiritual, exact cum spuneai și tu. Pentru că ai fi limitat. Te limitezi. Și limita la un moment dat se va opri pentru că simți că ești gol pe dinăuntru. Și de aceea Aikido este diferit și din acest punct de vedere. Referitor la munca pe care trebuie să o depui când intri într-un dojo, Morihei Ueshiba spunea Aiki nu poate fi cunoscut prin vorbe scrise sau rostite. Fără a te pierde în vorbe inutile, învață prin practică. Keiko, keiko, keiko. Adică antrenament, antrenament, antrenament. Vorbele nu te ajută să înveți. Ce te ajută să înveți este practica acea cotidiană, zilnică, în care vii să transpiri, să muncești. Majoritatea caută calea simplă. Modalitatea cea mai ușoară de a accede spre un lucru perfect, dar fără să muncească. Dacă aș putea să am un corp perfect, doar să apăs pe un buton și să stau relaxat la televizor cu un pahar de bere în mână, dacă se poate. Este trendul vremurilor noastre. Da, din păcate, așa este. Dar, pe de altă parte, sunt oameni care conștientizează tot mai mult că au nevoie de mai mult decât fizic în viața lor. Și atunci intervine și partea spirituală, care simt ei că au ajuns la maturitatea în care pot să înțeleagă și partea asta. Și mă bucur să văd că tot mai mulți tineri, când zic tineri, mă refer 17, 18, 20, adolescenți, studenți, chiar încep să caute. Și e un lucru îmbucurător. Așa este. Pentru că trăim într-o societate în care tineretul nu prea mai are preocupări de genul ăsta, sportul e lăsat undeva în urmă. Din fericire, munca unor persoane private care organizează din ce în ce mai multe competiții sportive, lucruri care ar fi trebuit să fie organizate de stat, acum cad pe umerii celor din privat, cum ești și tu, și ei duc munca de jos, munca grea, care promovează prin exemplul propriu și la rândul lor elevii duc mai departe exemplul și așa văd că încep copiii să revină în sălile de sport, ceea ce e foarte bine. Da, este important. Eu lucrez de 10 ani cu copii, chiar de mai bine de 10 ani, clase foarte mici, de la 4 ani în sus. Centrul de la Cluj, acolo fiind și sediu, are structurat un program foarte complex pentru copii, pe 6 grupe de vârstă, nivel tehnic, și este ca o academie, dacă vrei, în care copiii învață aceste valori fundamentale care îi va ajuta când vor deveni adulți să își schimbe valorile. Adică să reseteze puțin sistemul de valori, pentru că în perioada în care noi trăim acum, valorile se schimbă de la o zi la alta, depinde la ce te uiți, depinde ce gadget mai apare și
te limitează, pentru că nu mai ai timp să faci nimic decât să stai cu ochii în televizor, și mă refer și la cei mici, mai ales că acolo este problema cea mai mare. Mulți adulți au început să conștientizeze, iar revenind la întrebarea ta, vis-a-vis de competiția și statul care, din păcate, spun din păcate cu regret, pentru că ei promovează doar sporturile competiționale și nu sprijină sporturile, că sunt multe, nu suntem doar noi, cei care nu au competiții. Și pot să zic că de 20 de ani, de când noi suntem pe piață, am dezvoltat foarte multe organizații în țară. Anul acesta împlinim 20 de ani și este un an aniversar. Ce lumea nu știe încă, pentru că nu se vorbește, descendentul familiei Ueshiba a fost la Cluj acum 3 ani și va reveni din nou în această toamnă alături de președintele Federației Internaționale de Aikido, Keizawa. Și va fi o mare onoare. E o mare onoare, da. Iubește România. Toată lumea iubește România. Da, toată lumea iubește România. El s-a îndrăgostit de România și de oamenii de aici. L-am primit cu brațele deschise când a venit data trecută. Și delegații, împreună cu Sensei Dorin Marchiș, care este președintele organizației noastre, merge foarte des la Hombu Dojo, fiind cartierul general în Tokyo. Și este foarte cunoscută organizația noastră și membrii organizației ca și calitate, pentru că suntem foarte mulți. Suntem undeva în jur de 3.000 de oameni, copii și adulți, în peste 50 de localități în România. Repet, pe banii noștri. Adică statul nu ne ajută cu nimic, nici măcar cu recunoașterea muncii noastre. Pentru că este complicat să-ți desfășori activitatea în România fără să ai o bază legală în care să poți să activezi și să încerci să educi. Pentru că n-ai acces în școli, n-ai acces în grădinițe, fără aceste documente. Pentru că da, e nevoie de ele, că să ai o acreditare de la noi. Da, dar acest lucru s-a rezolvat în timp prin Ministerul Muncii și până la urmă suntem ok toți, pentru că nu există reglementare în acest domeniu, în sport, pentru sportivii, pentru sporturile non-competiționale și ca o formă de ajutor, să zic, am găsit soluția asta. Cred că Ministerul Sportului ar trebui să se implice mai mult în toată direcția asta, pentru că Aikido, ca și alte, să zic, sporturi, poate fi integrat opțional în școli. Așa cum yoga este integrată opțional în țările din vest, în țările civilizate, și sunt reglementări date de ministerele acelor țări, de niște oameni avizați. De ce nu ar fi și Aikido? Aikido în Japonia se predă la toate universitățile din Japonia, alături de Kendo și Judo și Karate. Care sunt tradiționale. Sunt tradiționale. Și în Academia de Poliție și în Jandarmerie în Japonia se predă. Pentru că este un sistem non-violent, dar care ajută pe cel care se apără să nu facă rău agresorului, să îl imobilizeze astfel încât să nu rănească. Ceea ce este foarte important. Trăim în concordanță cu legile Universului. Corect. Și nu face rău celui de lângă tine. Chiar dacă el vrea să-ți facă rău. Nu întoarce obrazul, nu întoarce lovitura cu aceeași intensitate. Este principiul de bază din medicină. Primul non nocere. În primul rând nu face rău. Nu face rău, corect. Mi-aduc aminte când eram la Galați că senseiul mereu ne spunea: nu-l imobilizați așa, îi rupeți mâna, faceți așa ca să-l protejați. Da? Și mă gândeam, zic, wow, ce diferență. Da, e o diferență foarte mică de nuanță. Imaginează-ți tăișul sabiei la katana, pe de o parte a lamei ai partea violentă, dură, pe de o altă parte ai partea moale, soft, în care totul e ca un dans. Cel mai greu este să mergi pe linia de mijloc, să fii în armonie și cu una și cu alta. Să știi când să pui presiune suficient de mare încât să poți să ieși dintr-un conflict, să fii destul de moale în momentul când cel care vine foarte tare să poți să-l imobilizezi ușor fără să-l rănești. Este o cale grea, dar și foarte frumoasă. Cei care ajung să pășească pe ea înțeleg suplețea și frumusețea artei
pentru că îi ajută să se deconecteze, practic. Înveți mintea, o educi să te asculte. E cel mai greu lucru. Și în aceste vremuri în care lumea este din ce în ce mai agitată și tulbure, ca să nu spun altfel, să fie echilibrat e un mare lucru și să nu fii dependent de tot felul de pastile, chiar e mare lucru. Mișcarea în primul rând ajută, dar nu doar mișcarea fizică, exact cum am mai explicat. Dacă nu are și o latură spirituală, mentalul la un moment dat caută, pentru că nu se liniștește. Și de aceea este important ca în momentul în care alegi să faci ceva, să te informezi ceea ce este mai bine pentru tine în momentul ăla. Pentru că poate cauți mai mult decât asta, decât o descărcare fizică, energetică, în care să simți corpul epuizat, să poți să dormi, dar mintea, gândurile îți rămân acolo. Și atunci trebuie să înveți să educi mintea, și Aikido te ajută să faci asta prin principiile foarte simple la îndemână, te ajută să echilibrezi mereu starea tristă, starea de oboseală, frustrările care vin în viața ta de zi cu zi, de la muncă, familie, chiar copii. Am marele noroc că la centru au început copii, apoi mama, apoi tata și încep să facă, să practice întreaga familie. Și am câteva familii care practică împreună. Împărtășesc aceeași cale, ceea ce este minunat și nu doar la mine. Peste tot în țară se întâmplă și același fenomen. Același fenomen la curs la yoga și mă bucură fiecare l-a tras pe celălalt și vorbesc aceeași limbă. Da, chiar zâmbeam la un moment dat că mă întrebau și eu, dar eu nu pot să mai fac la vârsta asta. Și acum zic, le dau mereu exemple. Și la Cluj avem și peste tot în țară oameni la 65-70 de ani care s-au apucat, nu care practică de ceva timp. Bunici care și-au adus copiii și au început și ei. Mai timid și astăzi practică de ani buni. Chiar și eu am aici o mamă care și-a adus adolescenta la practică, asista la un antrenament, ce aș putea să fac și eu? Zic, hai să încercăm. Nespunându-i nici să nu încurajez prea mult ca să aibă o dezamăgire foarte mare, am zis că pas cu pas putem ajunge unde își dorește, în limita în care ea înțelege mișcarea și o poate face. Are 61 de ani și practică deja de 3 luni. Se simte minunat. O să discutăm mai multe despre asta și rolul predării Aikido la copii după pauza publicitară. Am revenit aici în emisiunea Știința Sacră. L-avem invitat astăzi pe Sensei Trișcă Florin, Treidan Aikikai. Așa este, Treidan Aikido Aikikai. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că și bătrânii vin la Aikido și pot practica și se integrează. Hai să zicem oamenii mai în vârstă, nu este nimeni bătrân. Ei se integrează perfect în sistem, pentru că e un sistem care permite tuturor, de la o vârstă foarte fragedă, pentru că neavând competiție, el nu accede spre ceva foarte important pe moment. Și atunci dorința lui, mai ales la copii, este să primească centura. Și atunci competiția este cu el însuși, ca să-și dobândească calitățile motrice și tehnice pentru a putea dobândi următorul nivel tehnic. Iar acolo începe dezvoltarea lui personală, drumul lui pe cale. La fel se întâmplă și la adulți. Chiar dacă au experiență de viață și sunt oameni cu studii superioare, majoritatea, cei care au un pic de deschidere spre dorința de dezvoltare și cunoaștere, susținând foarte multe examene la viața lor și având diferite situații de a vorbi în public, totuși în timpul examenelor trăiești diferite stări. Pentru că chiar dacă ai 40-50 de ani, chiar dacă ai dat un examen, o 10, o centură, 2, 3, de fiecare dată emoția este diferită și crești odată cu bagajul tău tehnic și cunoștințele acumulate. Este la nivel emoțional, dacă vrei, depășești foarte multe bariere.
Îi spun mereu că Aikido este cel mai bun psiholog. Pentru că te ajută să vezi dincolo de tine și să te redescoperi. În fiecare zi la antrenament, dacă ești conștient și prezent. Ceea ce este cel mai important lucru, să fii acolo. În momentul când ai pășit pe tatami, salteaua de antrenament, ai intrat în dojo, gândurile tale rămân afară. Acolo ai ajuns ca să-ți cauți calea. Și este greu, că acolo vii să fii disciplinat. Nu ai voie să vorbești, nu ai voie să faci aia, ești limitat. Ai voie să faci doar ce ți se spune. Păcat că nu se mai face armată. Ar prinde bine pentru foarte mulți încă sistemul de disciplină militară, ca să înțeleagă rigorile vieții și să poți să înțelegi un pic altfel viața. Am fost ieri și am alergat la crossul veteranilor. A fost o inițiativă excelentă din punctul meu de vedere. Este a doua ediție, din câte știu, în care tinerii sunt aduși. S-a făcut un pic de promovare în direcția asta, dar în special tinerii sunt vizați să vină, să alerge. A fost un eveniment gratuit, ceea ce iar a fost foarte fain, organizat de Ministerul Apărării, în care tineretul să-și cunoască istoria, un aspect care știu că în Japonia este la mare preț, să își au un respect deosebit față de înaintași. Aici au fost invitați câțiva veterani de război, din al doilea război mondial, bătrâni, o atitudine și o atmosferă incredibilă. Eu am fost fascinat de oamenii ăștia pentru că încă rezistă și au trecut prin multe. Noi suntem marcați și când vedem un film istoric și știm că este totul trucat, dar apoi să trăiești realitatea. Experiența este absolut fabulos. Și de ce am făcut legătura cu acest cross al veteranilor? M-am bucurat că am văzut ieri foarte mulți tineri. În același timp am văzut și oameni din armată, veniți în civil să alerge, și de prin poliție, și mă uitam la atitudinea lor. Mi-a plăcut foarte mult. Și că ai adus aminte de armată, că nu se mai face. Da, atitudinea, de fapt... Se vedea clar diferența. Ceea ce le spun mereu copiilor și nu doar copiilor, care este cel mai important lucru în viață, este să ai atitudine, să nu pleci capul jos. Chiar dacă ai greșit, greșeala duce la... la te corecta, la poți te crește. Dezvolta. Poți crește doar greșind, pentru că nu înțelegi lucru corect dacă nu greșești, nu poți să-l faci din prima, că nu ai cum. Nu-ți iese din totdeauna. Uneori mai reușești, pentru că dacă ești foarte atent și ai bazele, bazele sunt cele mai importante în orice societate și orice alege să faci, bazele sunt cele mai importante lucruri care trebuie să le înveți și să le stăpânești. Odată ele asimilate, te ajută să te dezvolți pe verticală. Baza înseamnă orizontală, fundația. Și atâta timp cât acea bază este foarte vastă și temenic însușită, practicanții vor reuși să crească armonios, organic, natural. Și să nu fie o creștere forțată pe repede înainte doar de dragul artei. De aceea Aikido are frâne, pune frâne. Și ăsta e rolul profesorului. Eu sunt foarte riguros și sever în același timp, dar cu blândețe. Lucrez cu copii mici de 4-5 ani și încerc să le dau din trăirile mele personale, pentru că am avut o viață zbuciumată și prefer să le dau din ce am trăit eu, experiențe, ca să ei se înțeleagă din perspectiva unui om trăit și trecut prin viață. Și nu din cărți. Și nu din cărți, nu din citit, experimentat, trăit, văzut, cunoscut, să nu mai facă aceleași greșeli. Și asta mă refer și la adulți, pentru că de regulă cauți mereu calea cea mai scurtă, să fentezi, ca așa în stilul românesc. Da. Și mereu le spun, practicăm o artă japoneză. Japonezii sunt unde sunt astăzi pentru că sunt perfecționiști. Disciplinați în primul rând. Artă
înseamnă să duci totul la perfecțiune și fiecare lucru să-l repeți de atâtea ori până ajunge să fie perfect. E foarte interesant că această perfecțiune și lucru personal cu tine ne întoarcem iar la competiție. Nu este într-o competiție, pentru că și ceilalți care sunt în sporturi de competiție evoluează în timp, doar că au un, din punctul meu de vedere, au un stres în plus, pentru că ei știu că trebuie să-l învingă pe celălalt. Aici nu trebuie să-l învingi pe nimeni. Așa cum spunea și fondatorul Lo Sensei, cea mai mare victorie este asupra sinelui. Exact. Așa și este. Cea mai mare victorie este asupra ta, pentru că în fiecare zi dobândești calități noi și vezi lucrurile diferite. Adică înveți să devii mai bun decât versiunea ta de ieri. Și dacă acest aspect se întâmplă zi de zi, nu ai de cum decât să progresezi și să tu să te transformi. Iar Aikido te transformă din interior spre exterior. Deci vine din latura spirituală și mentală spre fizic și nu invers. Fizic, motric, poți să fii talentat și înzestrat de la natură. Dacă nu te ajută mentalul să ai sentimentată baza aia necesară pentru a putea dezvolta, pentru că o să ajungi la un moment dat formator de oameni. Pentru că când ajungi să predai, predai niște principii, niște valori. Și foarte important când alegi să faci, de aceea am și spus, să vezi unde te duci. Copilul tău ce învață? De la cine învață? Ce anume învață? Nu ne referim doar la tehnică și la o modalitate de autoapărare. Până la urmă, orice ramură de artă marțială te ajută să faci asta. Că ele au fost construite și concepute ca un sistem defensiv. Unele de atac, altele defensiv. Și te ajută să înveți ceva, indiferent ce alegi să faci. Ce înțelegi prin Aikido și prin ceea ce încercăm noi să facem este un sistem educațional non-formal, non-violent, dar care poate să producă pagube și daune foarte mari celui care intră în contact cu tine. Pentru că practica Aikido se face în dojo. Sunt luni, ani de pregătire să înveți să cazi, apoi să te ridici. Și dacă e să fac o paralelă, de fiecare dată în viață când cazi, n-ai decât o singură variantă, să te ridici în picioare, să mergi înainte. Practic, Aikido asta te învață. Fiecare cădere, și tu știi bine, rostogolire, se numesc ukemi, de fapt, ele te ajută să, când ți-e greu, să răzbați. Și asta se întâmplă și la antrenamente. Când ești epuizat și nu mai poți, te ridici de jos și cu atitudine, când te ridici, nu faci decât să te transform și să fii mai bun. Ai spus cuvântul magic, atitudine. E un cuvânt la care eu țin foarte mult și lucrez cu mine în direcția asta cât pot de mult. Tot fondatorul Aikido, Morihei Ueshiba, spunea la un moment dat o chestie care pe mine mă reprezintă, pentru că am corelat-o cu ceea ce predau eu, cu yoga, unde se pune accentul foarte mult pe coloana vertebrală. Și Aikido are o parte de filozofie unică. Spune așa: cine stă drept nu poate fi doborât. Corect. Foarte. E foarte profundă. Se duce pe multe. Întreb de multe ori pe copii, zic, care este cel mai important lucru care îl învățăm la Aikido? Atitudine. Și când zic atitudine, și iau poziția de spate drept. Zic, dar ce înțelegeți voi prin atitudine? Păi ce, să fim atenți, să nu mințim. Și încep să-mi enumere foarte multe lucruri cu care eu le vorbesc cu ei și de fiecare dată, fiind copii, mai fac năzdrăvănii și nu-i cert, ci pur și simplu le arăt ce li se poate întâmpla și lasă să se întâmple, pentru că altfel nu învață. Și încerc să fac tabere prin care să-i fac să conștientizeze, să fie treji, constant, și am folosit și un cuvânt awareness cu ei. Zic, ce înseamnă să fii aware? Acum tot îi întreb. Sunt ăștia mai mărișori așa care mai știu engleză, mai fac pe la școală și unul mai mic de 4 ani zice, sensei, dar ce înseamnă? Păi zic, uite, am fost în tabără. Și când trebuia să mergem la masă, erai foarte aware la desenele animate. Erai conștient și treaz acolo. Nu te-ai dezlipit ochii de televizor. Care înseamnă awareness? Dar ai fost atât de prezent într-un lucru care ți-a plăcut. Zic, când ești aici, trebuie să fii treaz, trebuie să fii prezent, conștient și să ai atitudine. Zic, indiferent ce greșești, capul drept, spatele sus, privirea înainte și privește cu demnitate, chiar dacă ai greșit.
Nu trebuie să-ți fie rușine. Trebuie să-ți asumi. Să-ți asumi, să fii responsabil. Ta, mai ales la copii. Și asta lucrez foarte mult cu ei ca valori. Pentru că e greu, dar în același timp și frumos. Pentru că este un win-win între noi. Pentru că și ei mă învață foarte mult. Și sunt destul de aware la ce se întâmplă, ca să folosesc același cuvânt, cu ei. Ei m-au învățat și educat cum să conlucrez cu ei, să fim o echipă, și asta m-a ajutat foarte mult în munca cu adulții apoi. Pentru că și adulții sunt niște mici copii. Uh-huh. Și în momentul când aleg să vin la sală, se întâmplă cam același lucru, doar că la alt nivel. Și atunci transpunerea este ușor mai... Trebuie să le spun telespectatorilor că tu ai o experiență de foarte mare, ne știm bine și ești cunoscut în lumea Aikido. Cred că ești singurul. Nu știu, mai e cineva la nivelul ăsta să lucreze așa de bine și cu atât de mulți copii? Și te-ai specializat foarte mult pe o nișă care, bine, pe tine te și reprezintă, nu e ceva făcut forțat, pe lucrul cu cei mici, cu copii. Și am văzut personal, am fost, de câte ori am venit la tine la sală, am văzut părinții foarte încântați și încântați nu de faptul că făceau mișcare, că și mișcare, orice ai face, e foarte bine să facă, ci de cum îi învățai și cum îi educai. Mi-aduc aminte la un atelier de sushi, când i-ai învățat să facă singuri, că nu mișcau în fața ta, adică erau așa, ca la armată. În fața părinților își permiteau multe, dar în fața ta m-a dus să-l întreb pe sensei. Dar și mi-a plăcut foarte mult. E o formă de respect și nu o formă de respect pe care am impus-o, ci a venit de la sine. Adică nu e cu frică. Nu e cu frică. Ți-am spus, sunt sever, dar blând. Mă și jocuie foarte mult. Ardelean. Ardelean, da. Mă jocuie foarte mult și atunci, de fiecare dată când greșesc sau am ceva să le transmit care este foarte imperativ, am atitudinea corectă față de ei, dar în același timp pleacă de la ore cu zâmbetul pe buze. Făcând jocuri, își asumă și își învață lecția, dar nu pleacă triși și supărați. Și cel mai important lucru, ca și seara, nu te culci trist, supărat, te culci zâmbind și împăcat cu tine. Eu ți-am zis, cred că o să scriu o carte, o paralelă asta între ortodoxie, între creștinism și Aikido, pentru că văd din ce în ce mai multe, acum, în timp ce discut cu tine, sunt foarte multe puncte comune și mereu am zis. Și acum, ca să revin la ce ai spus tu, sunt mulți colegi de-ai mei care lucrează în țară cu copii, nu sunt singurul. Am și colegi la Cluj, cum am mai spus, este cel mai mare centru din România, unde se lucrează foarte mult cu copii, sunt în jur de 250 de copii, structurați foarte pe grupă de vârstă și nivel tehnic. Organizăm și tabere în care în diferite zone ale țării se grupează 2, 3, 4 cluburi care sunt în zonă pentru a se armoniza copiii, a se cunoaște, a se integra, a socializa. Și același lucru fac și eu aici. Tabere de 5 zile, o săptămână, în care nu au acces cu televizorul, cu telefonul, doar tabere educative în care învață să... Acasă, mamei mi-e foame și punem să mănânc. Mm-hmm. Acolo o să facă ei de mâncare și când o să fie gata mâncarea, o să mănânce. O să meargă la o stână de oi. O să mergem sus în munți. Da. Să facem drumeții. O să facem și jocuri multe. Jocurile copilăriei. Să învețe șotronul, să învețe vața ascunselea, asta să învețe în natură, să alerge în natură. Stau toată ziua în casă cu jucările, cu telefoanele, cu jocurile pe PlayStation și uită să mai fie copii. Eu când eram copil, mi-am luat multe bătăi, pentru că ajungeam tot la 11 noaptea în casă. Nu mă puteau băga în casă, eram tot afară. Că era ploaie, frâng, vrig, nu conta, eram afară. Copiii din ziua de astăzi, nu poți să-i scoți afară. Stau toată ziua, mami, dăm telefonul. E și comod și eu nu-i condamn pe părinți. E greu, e o lume care se mișcă cu viteza luminii și greu să faci față, hai să zicem, provocărilor pe media, că vedem toată ziua sunt promovate și în desene și desenele. Aici iarăși o altă problemă. Vin cu tot felul de stereotipuri învățate și însușite fără să înțeleagă sensul cuvintelor și le folosesc. Sigur. Culmea, le folosesc în contextul potrivit de cele mai multe ori, dar fără să înțeleagă sensul acelor cuvinte. Și
încerc să le explic și, de fapt, eu nu mă restrâns, dar sper ca în curând centrul să crească și, cum am mai spus, o creștere organică din gură în gură, unde oamenii vin pentru că își doresc schimbare. Și asta e cel mai important lucru. Este o energie care merită folosită în direcția celor care își doresc să se schimbe. Tu ai pus bazele la Cluj? Alături de alți colegi, bineînțeles, am mai deschis două centre, unul la Reghin, unul la Târgu Mureș, și acum am venit la București pentru a aduce un centru și un suflu nou și o idee, un proiect nou care prinde contur. Este foarte necesar. Și discutând acum cu tine, mi-am dat seama că părinții, până la urmă, au nevoie și ei de aceleași principii, pentru că, până la urmă, părinții sunt cei care plătesc pentru toate jucărelele și țin în casă pe copii. Corect. Și, cum am spus și părinților, accesul la lecții este interzis părinților, pentru că se face foarte multă disciplină. Au acces la lecții deschise, în care le poate urmări evoluția. Și în cadrul acelor lecții deschise, copiii sunt în starea lor naturală. Și ne-am spus, cum îi vedeți aici, o să vedeți și la școală. Pentru că la un moment dat, uite că sunteți în sală și ei fac ce fac de obicei. Și acolo îi vedeți cum sunt ei de fapt. Da, și așa vor fi și în viață. Și atunci le spun mereu, ceea ce eu aplic aici trebuie continuat acasă, să fim o echipă. Să fie un parteneriat în care eu încerc să dezvolt, nu încerc să educ neapărat, educația o primesc acasă, pentru că părinții sunt cei care stau de zi de zi cu ei, cu mine vin și stau 2-3 ore pe săptămână, dar sunt schimbări mari, adică schimbări de 180 de grade la foarte mulți copii. Practic, în cultura japoneză și în case și când ajungi, ei au un loc murdar, unde oamenii se descalță, energia murdară de afară, de aceea zice locul murdar, se lasă la intrare și apoi se pășește pe locul curat, în casă. În speță la noi, dojo. Ăla este locul curat. Ei merg în vestiar chiar dacă au 4 ani, să învețe să se schimbe singuri, fără părinți, să fie independenți. Poate la mulți părinți încă nu le vine, mai ales la mămici, să fie băiețelul sau fetița independentă, să nu mai aibă nevoie de ea, să se îmbrace, să... Un pic, problema este și la părinte, nu numai la copil. Nu vrea să lase să plece de lângă. Dar e spre binele copilului să învețe. El nu știe să-și lege șiretul, nu știe să-și tragă un papuc în picioare, o șosetă, ce nu știu. Și nici măcar nu încearcă. Zic, dar ai încercat să vezi cum îi. Misete și stă cu gura deschisă. Zic, ia pune mâna și desfăța apa și bea. Începe să dea ochi cu viața. Dă ochi cu viața, exact. Și de fapt învață prin metode simple, prin joacă, de cele mai multe ori, reguli. Au nevoie de un set de reguli. Copiii au nevoie de reguli, ca ei să poată să coexiste într-un mediu în care astăzi este destul de, nu neapărat violent ca fizic, ci violent ca informație, ca media, ca... Exact. Trebuie să fii atent la tot ce le spui, pentru că ei copiază și scaun burete, absorb tot. Deci... Dar ai, în atâția ani, ai bănuiesc că ai avut ocazia să urmărești anumiți copii care au venit, eu știu, la 4-5 ani și ai apucat de ei urmărit în timp și să vezi cum sunt după 6-7-8 ani de Aikido, să vezi cum sunt acum, respect, au o conduită. Au o conduită, da, și mulți dintre ei merg pe cale continuând să fie de mare ajutor și la seminarii și la tabere și chiar în timpul lecțiilor, fiind asistenți și viitori profesori. Așa îmi doresc și eu aici să coordonez, la fel cum am deschis anumite centre în țară, cele mai multe în Ardeal, elevii mei, ca să le zic așa, elevii mei, la rândul lor au acum elevi care se duc spre Centura Neagră. Asta e o bucurie. E o bucurie pentru că, de fapt, e un sistem în care crezi lideri, nu obedienți. Las oportunitatea și libertatea celui care practică să se dezvolte natural. Și asta este cel mai bine. Există o ierarhie care trebuie să o respectăm cu toții și există acel respect. Este un respect dobândit, nu cerut de cineva, ci pur și simplu vine din tine. Vine din tine. E un respect formal care izvorăște dintr-o tăire interioară a fiecăruia dintre naturală. Noi. Naturală. Naturală, pentru că el are un respect care îl porți mereu, nu după cum bate vântul. Nu, azi mai supărat, nu te mai respect. Nu merge. Da. Că de multe ori când te supără cineva, de fapt te superi pe tine.
Pentru că acel cineva din fața oglindă. Ta e acea oglindă și de fapt el e o reflexie a nemulțumirii tale, nu a gestul care l-a făcut, el te-a nemulțumit pe tine, nu el te-a supărat. Și sunt multe lecții putea care le putem oricine învăța. Altcineva. Da, putea fi oricine, nu neapărat acea persoană. Adică dacă învățăm și să conștientizăm că energiile care vin spre noi, sub o formă sau alta, la antrenamente, în viața de zi cu zi, sunt lecții. Și dacă ni le asumăm cu atitudine și cu respect, putem să ne transformăm din interior spre exterior. Dar mai e un fenomen pe care eu l-am observat și la noi în țară, dar și prin străinătate, cu ajutorul internetului. Și știu că ai făcut și tu ceva asemănător anul trecut, în București. Femeile. Femeile care sunt atrase de arte marțiale, fiecare în funcție de rezonanța interioară se duce la un stil sau altul. Unele sunt mai bătăioase, se duc pe alte stiluri și pentru că m-am tot plimbat în ani pe aici pe acolo, pe la diferite stiluri de arte marțiale, am avut ocazia să observ diferența de atitudine și de expresivitate a femeilor practicante de arte marțiale și recunosc că femeile din Aikido au altceva aparte. Știu că tu ai făcut anul trecut un seminar foarte bine cotat, au venit foarte multă lume, de Aikido pentru femei. Pentru femei. Este, de ce? Este un proiect care l-am început în urmă cu 5 ani la Cluj. 5 ani, da, zic bine. Tocmai din dorința de a atrage cât mai multe femei spre Aikido. Și am pornit de la ideea pentru că multe femei care aleg să pășească pe cale intră într-o lume a bărbaților. Așa văd artele marțiale care sunt dedicate bărbaților și ce văd la televizor? Bătaie. Văd bătaie. Și atunci zic că asta nu-i pentru mine. Și nu pot. Ba, poți. Toată lumea poate. Deci nu pot, nu vreau, nu cred. Sunt cuvinte care nu trebuie să mai existe în vocabularul nostru. Așa este. Vreau, pot, cred. Și atunci acel nu îl eliminăm. Pot. Și pe aceeași idee a mers. Eu când am ales Aikido, începător fiind, m-am lovit de foarte multe frustrări interioare, pentru că toți din fața mea erau avansați și nu înțelegeam nimic. Și aveam nevoie de termeni, de denumiri, de deplasări. Nu înțelegeam contextul. Și atunci am zis, același lucru se întâmplă și la femei. Dacă vrem să aducem femeile, atunci trebuie să aibă o clasă separată în care ele să prindă curaj, să înțeleagă că, de fapt, principiile și filozofia Aikido este diferită și să vadă că, într-o lume a bărbaților, ele pot să conducă. Chiar să conducă. Și conduc antrenamente. Sunt femei care conduc seminarii cu sute de oameni, majoritatea practicanți bărbați. Și la Cluj va veni și o japoneză care va preda la seminar. Va avea un seminar. O să povestim mai pe larg, poate într-o altă emisiune. Femeile au un loc aparte în artele marțiale și în Aikido, în mod deosebit, pentru că e o artă care li se potrivește ca mănușa. Pe de o parte, seamănă cu un dans, pentru că mișcările sunt foarte cursive și fluide. Ca un tai chi. Ca un, da, hai să zicem. E foarte mult pe energie, iar merge foarte bine pe partea fizică pentru că nu au nevoie de forță, pentru că o femeie nu, oricât de luptătoare ar fi, hai să zicem că sunt limitate cele care, da, cu o lovitură de pumn poate să doboare un bărbat, deși greu, poate să conducă acea energie care vine spre ele și să conducă acel atac a unui bărbat fiel și puternic într-o direcție în care să fie să-l imobilizeze, fie să o avantajeze pe moment și să poată să scape. Nu te pui, poți să-l enervezi, și atunci lucrurile pot să scape de sub control. Aikido oricum este cunoscut ca arta marțială care folosește energia partenerului. Așa este. Că te folosești de te forța folosești lui, de energia doar lui, o dirigezi. Da, de forța și energia lui. Și atunci și un copil de 8 ani, 10 ani, o fetiță. Am foarte multe fete, începând de la cele mai mici până la cea mai mare, de 61 de ani. Și pot să zic că ponderea este 50, poate chiar peste 50 în rândul fetelor. Ceea ce mă bucură, pentru că este o artă care li se potrivește și urmează să mai fac câteva proiecte împreună cu ambasada Japoniei. Am discutat un parteneriat în care să încercăm să integrăm Aikido în viața socială românească.
Și să vedem cât de mult va avea priză și având experiența anului trecut în București cu acel eveniment care a fost un proiect pilot, să zic așa, de testare a pieței, o să încercăm să facem câteva evenimente și să promovăm Aikido așa cum trebuie el văzut și înțeles. Florin, niciodată nu știu dacă o să acoperim toate subiectele și noi mereu când ne întâlnim avem multe de spus. Timpul a trecut foarte repede. Îți mulțumesc încă o dată că ai venit la noi în emisiune și cu siguranță o să ne mai întâlnim și în alte emisiuni, mai ales că tu ești expert în sushi și în bucătăria japoneză și vreau să discutăm și pe tema asta, pentru că lumea este din ce în ce mai atrasă de fenomen și oricum ai un succes care nu are rival în România pe tema asta și cu siguranță o să ne mai întâlnim pe aici. Acum, pentru că eu sunt un pic mai vizibil față de alții, este într-adevăr, sunt foarte mulți oameni talentați care pot să facă. Poate eu sunt puțin diferit față de alții. Știu, tu pui ingredientul de bază, iubire, suflet. Iubire, suflet. Îți mulțumesc pentru prezență frumos. Și ne vedem pe YouTube și pe site-ul 6TV. Vă mulțumesc!